Ziua de 17 martie a fost una cu ghinion pentru proprietarul unei mașini din Giurgiu. Autoturismul a luat foc din senin în parcarea aneleurilor din apropierea parcului Steaua Dunării. Ca o coincidență stranie, alarma a fost dată la ora 17 și 17 minute. Pompierii chemați de urgență au reușit să stingă vâlvătaia, însă mașina a fost aproape în totalitate distrusă. În data de 17 martie, la ora 17 și 17, dispecerul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu a fost anunțat despre producerea unui incendiu la un autoturism în municipiul Giurgiu. La fața locului s-a deplasat o auto specială de lucru cu apă și spumă de la detașamentul Giurgiu, al cărui echipaj a fost condus de comandantul de detașament. Au ars materiale combustibile din componența autoturismului în proporție de aproximativ 90% și documente. Din primele cercetări ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, reiese că focul ar fi pornit de la un scurt circuit la instalația electrică.